Oameni dragi, bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela, iar astăzi avem un concept de clip pe care eu nu l-am mai făcut până acum pe acest canal. Da, v-am mai vorbit despre dupuri ale anumitor parfumuri, v-am mai prezentat alternative mai ieftine pentru anumite parfumuri, dar nu am stat niciodată în fața voastră și nu văd nimic în această cameră. Dar nu am stat niciodată în fața voastră și să facem un clip din categoria It's a dupe, adică este un dupe, este o alternativă mai ieftină a unui parfum. Dacă nu știți ce este un dupe, ei bine, este o alternativă aproape la fel de bună ca originalul la un produs mai scump. Se aplică la make-up, se aplică la skincare, se aplică inclusiv la parfumuri. Îmi cer scuze pentru lumină, astăzi nu am mai adus reflectoarele pentru că e o muncă să bag reflectoarele în această cameră. Ne vom descurca cu această lumină, sper că nu vă deranjează. Important este despre ce discutăm, nu neapărat lumina pe care o am eu, deși de multe ori este relevantă și ea. Ei bine, astăzi discutăm despre dupuri pentru 4 parfumuri de brand. Avem 2 dupuri de la Lidl și, bineînțeles, mai sunt și alte variante pe care voi le găsiți la 4 parfumuri de brand. Și o să încep cu unul dintre parfumurile care în ultima vreme m-a îmbiat cu aroma lui, care în ultima vreme m-a făcut să mă simt super bine, mă scuzați, mi-am dat telefonul pe silent, un parfum care este total diferit față de ce am eu în colecție, mai am florale, dar nu în această zonă, și discutăm despre Chanel Chance Eau Tendre. Este unul dintre parfumurile mele preferate. Probabil o să facem cât de curând un clip și cu parfumuri preferate din ultima perioadă, pentru că gusturile mele s-au mai schimbat un pic în materie de parfumuri. Ei bine, Chanel Chance Eau Tendre este un parfum destul de scumpicel. Este nu că destul de scumpicel, e scump, iar mirosul lui este unul superb, lotus, gutuie, alte flori pe acolo, un floral acvatic moscat absolut superb. Pentru Chanel Chance Eau Tendre, astăzi am pentru voi 2 dupuri. În primul rând, Chanel, un brand de parfumerie, nu doar de parfumerie, destul de scump. Chanel Chance Eau Tendre, eu am aici varianta de 50 de ml, primită cadou de la soțul meu, este apa de toaletă. Și mă bucur foarte mult de el. Dar, poate uneori am momente în care vreau să miros la Chanel Chance Eau Tendre, fără să consum din minunăția asta, care oricum a fost destul de scumpă. Bine, dacă îl consum și sunt leșinată după el, pot să mi-l cumpăr din nou. Dar nu toată lumea își permite Chanel Chance Eau Tendre, cum nici eu nu îmi permit unele lucruri și sunt perfect de acord cu asta. Tocmai de aceea, astăzi am decis să vă arăt 2 alternative pentru Chanel Chance Eau Tendre. Un parfum cu gutuie, moscat, floral, ușor acvatic, foarte frumos. Vi-l mai arăt odată. Nu cred că este persoană care să nu știe Chanel Chance Eau Tendre. Iar pentru acest Eau Tendre avem 2 dupuri. În primul rând avem un dup de la Zara care se numește Zara Apple Juice și arată așa. Nu prea se vede bine scrisul, dar o să vi-l arăt așa. Zara Apple Juice încă se găsește la Zara. L-am văzut în magazine, formularea nouă. Acest Zara Apple Juice, în loc să se deschidă cu gutuie, se deschide cu măr, dar duce extrem de mult înspre același miros de Chanel Chance Eau Tendre. Mi se pare foarte interesant ca și parfum, un parfum absolut superb. E același vibe de Chanel Chance Eau Tendre, dar un pic mai șamponos și un pic mai cu măr în loc de gutuie. Nu o să fie la fel de rafinat ca Chanel Chance Eau Tendre. Nu o să aibă aceeași persistență ca Chanel Chance Eau Tendre, pentru că Eau Tendre Eau de Toilette pe mine persistă cu brio peste 5 ore. Dar dacă vă doriți un parfum care să ducă în sfera lui Chanel Chance Eau Tendre și să fie relativ accesibil ca preț pentru varianta de 100 de ml, Zara Apple Juice este o alternativă pentru voi. Mi se pare destul de apropiat, doar că avem o deschidere de măr.
miroase demențial și o să mai discutăm probabil despre el când se mai încălzește un pic afară. O altă alternativă pentru Chanel Chanson Tendre este un parfum de la Avon și discutăm despre Incandescence Lotus, pe care eu l-am terminat. Mai am un pic pe fund, dar parfumul este terminat. Dintre Zara Apple Juice și Incandescence Lotus, Incandescence Lotus se apropie mult mai mult de Chanel Chanson Tendre, pentru că are același zagvatic, același muscat, același ușor pudrat și are și el o notă de gutuie. Dacă ar fi să vă recomand unul dintre cele două, dintre Zara Apple Juice și Incandescence Lotus, care ar fi mai apropiat de Chanel Chanson Tendre, Incandescence Lotus de la Avon mi se pare o variantă foarte bună. Cu siguranță o să mai cumpăr și eu o sticlă, pentru că asta este goală. Eu am primit acest parfum de la Natalia, l-am ignorat o vreme, după aia am descoperit, că, uitându-mă pe Fragrantica, că este un dupe al lui Chanel Chanson Tendre și atunci am zis, prietenaș, vino să te port. L-am purtat, mi-a plăcut, m-am bucurat de el, am rămas cu originalul și cu dupul de la Zara, dar Incandescence Lotus mi se pare destul de apropiat de acel ADN de Chanel Chanson Tendre. Iarăși, nu este un parfum la fel de fin ca originalul, dar persistă un piculeț mai bine, se simte un piculeț mai altfel și e destul de apropiat de original. Nu este 1 la 1, nu este 100% originalul, nu are cum, niciun dupe de pe lumea asta, nicio clonă nu este 100% originalul. Chanel Chanson Tendre, avem astăzi două dupuri, Zara Apple Juice și Incandescence Lotus, care mi se par destul de asemănătoare. Următorul parfum despre care discutăm și este unul pe care eu l-am terminat și nu o să mi-l recumpăr din strictul considerent de preț, pentru că nu vreau să dau atât de mult pe el, este vorba despre Burberry, Her de la Burberry. Un parfum care mi-a plăcut super mult, un ADN de Baccarat Rouge cu căpșuni, cu fructe roșii, un pic de smoothie de căpșuni, mi-a plăcut foarte mult parfumul. Persista pe mine super mult, bombă, nimic de reproșat, un nis de căpșuni, smoothie de căpșuni cu zahăr ars pe acolo, demențial, l-am putut purta în orice anotimp. Nu-mi voi recumpăra originalul, unul la mână, din considerent de preț. Eu când am cumpărat acest parfum era sub 200 de lei, varianta de 30 de mililitri, undeva la 170 și ceva de lei, dacă nu chiar mai puțin. Acum prețurile au explodat, dar am pentru voi două alternative mai ieftine, dacă vă doriți Burberry Her, pentru că se găsesc. Și prima alternativă mai ieftină pentru Burberry Her ar fi Red Velvet de la Dubai Collection. Red Velvet de la Dubai Collection este inspirat din Burberry Her. Nu este un parfum dupe, nu este un parfum clonă, dar l-am băgat în acest clip pentru că își are inspirația în Burberry Her. Își are inspirația destul de mult în Burberry Her, are și el vibe-ul ăla de zahăr ars, are și el are fructe roșii, zahăr ars, dar acest Red Velvet merge mai mult pe fructe roșii. Este un parfum care are predominant mai mult fructe roșii decât izul ăla de zahăr ars pe care îl găsim în Burberry Her. Din acest motiv spun că este inspirat pentru că el este mai fructat, fructele alea roșii sunt un pic mai acrișoare, un pic mai evidente, după care când se așează se îndulcește și vine și nota aia de zahăr ars. Îl găsiți la 100 de mililitri, el avea și un lănțișor aici, nu mai repet povestea, i-am rupt lănțișorul, dar hei, nu prea contează. Dar Red Velvet de la Maison Asrar, de pe Dubai Collection, mi se pare o variantă destul de bună pentru Burberry Her. Dacă vă doriți un Burberry Her mai strong în fructe roșii, mai puternic în nota de fructe roșii, mi se pare foarte potrivit, mi se pare foarte bun, foarte bine creat. Nu rădă 100% mirosul de Burberry Her, nici nu-și doresc asta, dar este acolo, este un parfum inspirat din Burberry Her și se simte. Un alt parfum inspirat din Burberry Her pe care l-am primit de la Otilia este acest Eiffel W246, care spre deosebire de Red Velvet se apropie mai mult ca și miros de Burberry Her, în sensul în care se simte nota aia sintetică, vreau să vă arăt ce pulverizator finare.
Se simte nota sintetică din bărbăriher, simți smoothie de căpșuni, simți note de zahăr ars. Ăsta se apropie un piculeț mai mult de bărbăriher decât Red Velvet, pentru că în Red Velvet sunt mult mai preeminente fructele roșii, este mai fructat, mai domolit un pic ADN-ul de Baccara Rouge. În schimb, în Eiffel W246 se redă destul de mult mirosul de bărbăriher. Nu este unul la unul cu originalul, nu o să vedeți, mi se pare un piculeț mai sintetic, un piculeț mai... căpșunele un piculeț sintetice, dar nici bărbăriher nu este cel mai natural miros posibil, pentru că ele este imposibil să recreeze mirosul. Și avem aici două variante cu prețuri diferite. Categoric Eiffel este mai ieftin, dar dacă vă doriți un bărbăriher mai pe fructele roșii, mai păstăroiți cu fructele roșii, Red Velvet de la Dubai Collection, dacă vă doriți un parfum mai apropiat ca ADN de bărbăriher, vă recomand acest Eiffel W246 pentru că duce mai mult înspre sfera de bărbăriher, strict din punctul ăsta de vedere. Seamănă mai mult, duce mai mult, se simte nota de zahăr alt mai mult, căpșunele sintetice pe acolo. Ăsta e destul de natural în fructe roșii, cel puțin asta simt eu la nas. Nu mi se pare că mă deranjează, dar ele au cam același vibe. Și aici este vorba despre dupuri, parfumuri care au același vibe, care mă duc cu gândul la originale. Două alternative și pentru bărbăriher. Acum eu o să le folosesc pe amândouă, o să mă bucur de ele, o să vedem pe care îl voi folosi mai mult. Am un dup și pentru Yes I Am de la Cacharel. Eu am aici o sticlă goală de Yes I Am de la Cacharel pentru că l-am terminat. Mi-a plăcut foarte mult parfumul, caramel cu cardamom, cu lapte, cu o alte note delicioase. Și până să primesc un parfum de la Ottilia, nu găsisem niciun dup atât de bun și atât de asemănător cu originalul pentru Yes I Am de la Cacharel. Yes I Am de la Cacharel este un gurmand absolut delicios, cardamom, lapte, caramel, toate lucrurile astea frumoase într-un parfum care din păcate pe pielea mea nu persistă. Dar dacă vă doriți o variantă mai ieftină de Yes I Am de la Cacharel, singura pe care eu am găsit-o și relativ apropiată ca și miros este acest Suddenly Fragrances This Is Me. Uite, așa arată și parfumul de la Lidl. Se apropie destul de mult ca și miros, da, cel de la Lidl este mai sintetic decât este originalul. Nici Yes I Am nu pot să zic că este cel mai natural parfum, cel mai natural miros, sub nicio formă, dar cu siguranță este mult mai fin decât acest This Is Me de la Lidl. Dar ca și miros sunt cam în aceeași sferă, se redă mirosul de caramel, se redă mirosul de lapte, se redă mirosul ăla ușor condimentat. Nu este la fel de fin ca originalul, dar este dulce. Mi se pare un pic mai dulce This Is Me decât Yes I Am de la Cacharel. Dar dacă vreți să vă faceți o idee, dacă v-ar plăcea Yes I Am de la Cacharel, cu siguranță acest This Is Me de la Suddenly mi se pare foarte bun. Cei de la Larif mai au o clonă bună de Yes I Am de la Cacharel, dar pe aceea nu o am, așa că am adus în fața voastră doar clonele pe care eu le am, dupurile pe care le am. Dacă o să mai recumpăr Yes I Am de la Cacharel, nu, nu o să-l mai recumpăr pentru că pe pielea mea nu persistă, oricât de mult mi-ar plăcea mirosul, nu își merită banii. Din punctul meu de vedere, mi-a plăcut atunci când l-am luat, a fost super ok. Și o să mă bucur de This Is Me, dacă mi se face dor de Yes I Am de la Cacharel, o să mă dau cu acest This Is Me de la Suddenly Fragrances, pentru că ne redă același vibe. Nu este la fel de fin blenduit, nu este la fel de fin creat, nu este un pic mai sintetic, este un pic mai in your face, un pic mai dulce, dar ca și zonă de miros este acolo și diferența de preț este una destul de mare. Și ultimul dup despre care discutăm este un dup pentru nimeni altul decât La Vie Belle de la Lancôme, din care eu am consumat jumătate. Dacă îmi spunea cineva vreodată că o să am La Vie Belle de la Lancôme în două variante, La Vie Belle, La Vie Belle Oui și o clonă de la Lidl, n-aș fi crezut niciodată. La Vie Belle cred că este un parfum cunoscut de toată lumea, este un floral fructat gourmand. Are pralină, are vanilie, are patchouli,
are coacăze și alte note. Și mi se pare foarte, foarte interesant. Îmi place foarte mult parfumul. L-am purtat în perioada în care nimeni nu mai purta La Vie Belle, pentru că toată lumea purta Baccarat Rouge. Și am putut să mă bucur de acest parfum, drept dovadă că am consumat jumătate și din ăsta și la La Vie Belle Oui, mă apropie și la el de jumătate. Este un parfum foarte clonat, foarte replicat, cu siguranță sunt foarte multe clone, dupuri, replici, cum vreți voi să le spuneți pentru acest parfum, dar eu am astăzi pentru voi unul de la Lidl, care se numește Suddenly Fragrances Jolly și arată uite așa și am consumat și din el cam atât. Suddenly Fragrances Jolly este un dupe al lui La Vie Belle, dar este un dupe mai floral. Este un La Vie Belle mai floral, nu atât de gurmand, nu atât de dulce. Poate fi purtat în orice anotimp acest Jolly, nu mi se pare că devine atât de dulce cum devine La Vie Belle. Are un pic mai mult florile peste roi, spre deosebire de La Vie Belle, care are mai mult nota gurmandă proeminentă. Dar pentru prețul lui mi se pare un dupe destul de bun. Este cel mai bun dupe? Este cea mai bună clonă? Cu siguranță nu. Dar dacă vă doriți un La Vie Belle sub 30 de lei, Suddenly Fragrances Jolly mi se pare varianta pentru voi. Aici avem un parfum floral fructat gurmand în care predomină notele gurmande, iar aici avem varianta lui mai florală, mai sintetică, dar cu același vibe. Și cred că asta este destul de cel mai important lucru pentru mine atunci când caut o clonă a unui parfum, să-mi redea vibe-ul parfumului respectiv, nu neapărat 100% mirosul, nu neapărat 1-1. Nu au redat atât de bine partea de gurmand, partea de mâncabil, de delicios, cum este redată în La Vie Belle. Este mai floral, mai ușor de purtat, e și el dulce, și el bombonicios. Dar dacă vă doriți o variantă de La Vie Belle sub 30 de lei, vă recomand acest Suddenly Fragrances Jolly pentru că este un dupe destul de bun pentru categoria lui de preț. La Vie Belle, Jolly sunt destul de apropiate, Jolly e mai sintetic, e mai proeminent, mai axat pe partea florală, dar este un dupe destul de bun pentru La Vie Belle. Mi se pare că toate parfumurile prezentate astăzi sunt alternative destul de bunicele pentru parfumurile originale, mai cu seamă că poate nu toată lumea vrea să dea un preț de 300, 400, 500 de lei pe un parfum. Putem să găsim și alternative mai ieftine care să ducă în aceea sferă de miros. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, mă scuzați că mă bâlbâi, dar m-am trezit de dimineață pentru că începând de astăzi mă voi duce și la sală și da, trebuie să mă trezesc de dimineață, să beau cafea, aștept să vină și un colețel foarte simpatic despre care cu siguranță voi ați aflat deja pentru că va apărea înaintea acestui clip, dar m-am decis astăzi cu toate bâlbele din lume și cu fața asta de spate să vin să vă prezint dupurile, alternativele mai ieftine ale acestor parfumuri. Cu siguranță mai am alternative și de la alte parfumuri, dar nu am originalele și am ales aceste parfumuri și am vrut să vă vorbesc despre aceste parfumuri pentru că la ele am avut originalul sau am originalul și am și dupurile, clonele, ce vreți voi, cum vreți voi să le spuneți. Asta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut așa bâlbâit, somnoros, adormit, nu uitați să-i dați un like. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Facebook și Instagram cu ID-ul Coffee and Perfumes. Nu uitați că pe site-ul celor de la Dubai Collection am și un cod de reducere. Codul MV05 va aduce o reducere de 5% pe site-ul lor și mie îmi vine un comision din comenzile voastre. De altfel, dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal și vă place conținutul lui, nu uitați să o faceți. Iar noi ne revedem cu mult drag la următorul clip. Am pupat! Bye!